din nou școala de teatru Corifeu, aplauze pentru ei și aplauze pentru toți copiii care au urcat pe scenă astăzi pentru Telemedica. Doi. Suntem gata? Merită aplauză furtunoasă din partea dumneavoastră. Încurajați, este micuț și merită. Puișor, ce cauți tu aici? De ce nu te duci afară să te joci? Mă gândesc. Da. Și la ce te gândești, mă rog? La pomi. Mamico. Pomul care face mere se numește mă? Da. Pomul care face bune se numește bun? Sigur că da. Pomul care face portocale se numește pocodal? Da. Atunci cum se numește pomul care face cicior? Pe nu există așa ceva. Există, mămico. Pomul care face mere se numește mă? Da. Pomul care face pune se numește pun? Da. Pomul care face portocale se numește portocal? Da. Atunci cum se numește pomul care face cior? Ți-am mai zis, nu există așa ceva. Există, mămico, am văzut eu cum plin de cior, aproape că ți-a plecat de câte cior avea în el. Ciorile vin doar așa în vizită la pom. Și după ce... Și după ce crescat? Cine? Ciurile. Când se copcat? Cum să cad? Cum să se coacă dacă ele zbor? Rămân verzi? Cine? Ierciorile, rămân verzi? Cum să rămână verzi dacă ele sunt negre? Cât de negre, mămico? Negre. Negre de tot, de tot? Negre de tot, de tot. De tot? Așa ca o locomotivă care trece seara printr-un tunel. Am înțeles. Un singur lucru n-am înțeles. Cum se numește pomul care face țior? Ți-am mai zis, nu există așa ceva. Una e pomul, alta e ciorile. Ai înțeles? Și merele când vin în vizită la măr? Merele nu vin în vizită la măr. Merele cresc în măr. Și după ce cresc, zboară? Cum să zboare dacă ele cad? Păi de unde se cadă dacă ele nu zboară? Din măr! Am înțeles, mămico. Așa, mi-a explicat. Foarte bine să știi. Bine. Dar totuși vreau să te rog ceva. Îmi spui și mie cum se numește pomul ăla care face ciuf? Puișor, drag. Puișor, scump. Du-te tu afară și joacă-te, că pe mine mă doare capul. Te rog. Mămico? Ce faci acum? Mă gândesc. Frumos! La ce te gândesc tu, mă rog? La pom. Pomul care face mere se numește măr? Da, mămico. Pomul care face prune se numește prun? Cum să nu, mămico? Pomul care face portocale se numește portocal? Da, mămico. Atunci cum se numește pomul ăla care face cior? Nu există așa ceva, mămico. Bravo copii, bravo!